Sâmbătă, pe data de 28 martie, s-a încheiat prima parte a ediției de campionat 2014-2015 a Ligii a doua. La finalul sezonului regulat în play-off au rămas echipele ACS Poli Timișoara, CS Metalul Reșița, FC-ul Slatina, Unirea Târlungeni, CS Mioveni și FC Olimpia Satu Mare. Programul, după care s-au făcut împerecherile, se bazează pe tabelele Berger, programul conținând însă și mici abateri de la formatul standard, pentru a fi asigurată o bună alternare a deplasărilor cu meciurile de acasă. Divizionarea secundă slătineană are programate astfel în play-off 10 etape tur-retur. Pe 4 aprilie, FC-ul Slatina primește vizita formației CS Unirea Târlungeni, urmând ca pe data de 10 aprilie, în vinerea Paștelui, să întâlnească în deplasare gruparea FC Olimpia Satu Mare. Trupa lui Oprescu are parte în etapa a treia din turul play-off-ului, tot de o deplasare, de data aceasta la Reșița. În penultima rundă din tur, slătinenii întâlnesc acasă echipa CS Poli Timișoara, partida disputându-se pe data de 25 aprilie, urmând ca pe 2 mai să se deplaseze la Mioveni. În prima etapă din retur, pe data de 9 mai, cei de la CS Mioveni le întorc vizita oltenilor. Pe 16, echipa Faniona Oltului se deplasează la Timișoara. Pe 23 și 30 mai, FC Olt are programate pe teren propriu două partide cu CS Metalul Reșița și FC Olimpia Satu Mare. Oltenii încheie seria meciurilor din play-off la Târlungeni pe data de 6 iunie. 4 victorii, o înfrângere și un rezultat de egalitate reprezintă linia de clasament a echipei FC Olt Slatina în mini-returul de campionat.